început urmărirea penală în dosarul Romprest împotriva conducerii companiei, iar prejudiciul este unul uriaș, de aproape 1 miliard de lei. Vizați sunt Bogdan Adimi, Sorin Velicu și Cosmin Fodoriu, iar acuzațiile sunt de înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Iar suspect în dosar, spun surse apropiate anchete, este și Andrei Dracea, unul dintre principalii acționari, cel care ar fi condus și grupul infracțional organizat. Potrivit surselor Realitatea Plus, directorul firmei Bogdan Adimi se pregătește să fugă din țară. Andrei Dracea, împreună cu avocatul Iancu Toader și prin intermediul directorului Bogdan Adimi, au deturnat sume uriașe timp de mai mulți ani, potrivit unor surse. Iar procurorii susțin că prejudiciul creat prin aceste fapte sectorului 1 din București este de 944.157.000 de lei. Principalele acuzații ar veni în urma unor modificări în falsa actului adițional privind tarifele Romprest în sectorul 1 al capitalei. Un act adițional care ar fi fost semnat în 2019 și s-ar afla deja la dosar cu rolul de a aproba faptele. În plus, ar fi făcut cheltuieli și încasări nejustificate din fonduri publice fără să aibă bază legală sau contractuală. Mega dosarul ar avea numai puțin de 4 capete de acuzare: înșelăciune, abuz în serviciu, evaziune fiscală și grup infracțional organizat. Mai exact, reprezentanții de atunci ai primăriei ar fi acceptat ilegal să plătească facturi nejustificate mari către Romprest, în ciuda unei decizii executorii a Curții de Conturi care ceruse recuperarea sumelor achitate în plus anterior. Se pare că lunar s-ar fi plătit în medie aproximativ 16 milioane de lei timp de 3 ani și jumătate, suma totală fiind aproape 700 de milioane de lei. În dosarul DNA se arată că suspectul Adimi Marian Bogdan, în calitate de director general adjunct al Romprest, împreună cu directorul operațional Sorin Velicu, a indus în eroare persoana vătămată UAT Sector 1 prin prezentarea către aceasta ca adevărată a împrejurării mincinoase reprezentată de cuantumul cheltuielilor prin folosirea de mijloace frauduloase în scopul obținerii pentru Romprest a unui folos patrimonial injust, în urma cărora s-a produs o pagubă bugetului UAT Sector 1 în cuantum de 226.233.959 de lei. Iar directorul operațional al Romprest, Sorin Velicu, l-a ajutat, potrivit procurorilor DNA, pe Marian Necula, director executiv, să ajusteze tarifele de prestație corespunzătoare contractului pentru prestări servicii de salubrizare prin emiterea unei adrese prin care a solicitat ajustarea tarifelor de prestație pentru servicii apă, canal și salubritate în perioada 2008-2012. Întregul dosar cuprinde toate neregulile afacerii cu miză de 10 de milioane de euro. Vizați de ancheta procurorilor anticorupție sunt și Orlando Balache, Duca Ghenoiu și al 7 angajați ai primăriei sectorului 1. Potrivit surselor Realitatea Plus, anchetatorii ar urma să pună sechestru pe bunurile celor care au condus Romprest, inclusiv pe cele ale lui Bogdan Adimi, directorul general al companiei.